You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. You've been waiting. This is your moment. Just a win. It's where your life begins. Yeah. There's no holding back. No overthinking. You've been reaching all your life. This is your moment. This is your moment. Time. This is your moment. Just a win. It's where your life begins. Stimați domn profesori, dragi părinți, prieteni și colegi, doresc să vă spun bine ați venit astăzi, 26 mai 2016, la sala Capitol din Timișoara, pentru a celebra împreună absolvirea promoției 2016 a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Doresc împreună, prin aplauze, să salutăm profesorii aflați în sală. De asemenea, doresc să salutăm părinții și prietenii noștri și, din nou, în aplauzele dumneavoastră, doresc să vă prezint membrii prezidiului. Profesor doctor inginer Vasilicin Nicolae. Profesor doctor inginer Mania Florica. Conferențiar doctor inginer Medelianu Mihai. Profesor doctor inginer Pode Rodica. Și colegele noastre drage, Mândruleanu Alina și Spătăcean Raluca. În continuare, doresc să vă invit să ne ridicăm în picioare și să ascultăm imnul Politehnicii. Azi e pasul către mâine și e întreagă gloria de ieri. În suflet
sufletul mai cald decât o pâine al celor care fi vom incine. Din anul care e întregită țara, am învățat să ne gădim în cer. Aici e și Banat și Timișoara, împreună tenat și violet. Să luați locurile. Și am uitat să îmi pun telefonul pe silențios, dar o să fac asta acum și vă rog și pe voi să faceți acest lucru, deoarece este un moment important pentru noi și vrem să ni-l dedicați întru totul doar nouă. De asemenea, mai am o invitație pentru voi, aceea de a aplauda. De fiecare dată când considerați că este momentul potrivit, vă rugăm să ne aplaudați. Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe, așa ne spunea Aristotel. Și de aceea, primul nostru discurs și dăm cuvântul domnului decan, profesor doctor inginer Vasilicin Nicolae. Dragi absolvenți, stimați invitați, trăim momente foarte emoționante, prilejuite de participarea la cursul festiv care marchează încheierea studiilor universitare ale studenților dragi nouă, care astăzi se numesc absolvenți. Au trecut aproape 4 ani de când absolvenții de astăzi au făcut primii pași pe treptele facultății. Vremea a trecut repede și a sosit clipa să intrați în viața adevărată. În viața adevărată, unde timpul va curge și mai repede și timpul va fi mai puțin. De aceea aș dori să rețineți cuvintele unui alt filozof din Antichitate, de data asta un filozof roman, Seneca, care spunea: timpul care va rămas nu e puțin, ci mult e timpul pe care l-ați pierdut. Vă rog să-mi permiteți, ca în numele tuturor cadrelor didactice de la toate facultățile care au contribuit la realizarea voastră, să adresez succes, multe bucurii, sănătate și noroc în viață celor care, începând de astăzi, vor purta numele generic
absolvenții 2016 ai Facultății de Chimie Industrială și Inginerie a Mediului din Timișoara. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule decan. Foarte frumos citatul spus, o să ne rămână în minte. Timpul care v-a rămas nu e puțin, ci mult e timpul pe care l-ați pierdut. Dorim și noi să înmânăm un mic simbol onorific domnului nostru decan și o să vă citesc cuvintele de pe această plăcuță. Sunt oameni care ne schimbă viața, ne schimbă caracterul și ne influențează viitorul. Aceștia vor trăi veșnic în inimile noastre. Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați învățat. Cu drag, toată promoția 2016! În natură, nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Și acum, cea mai potrivită persoană pentru a ține următorul discurs este reprezentantul Departamentului Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului, profesor dr. Inginer Manea Florica. Sigur că absolvirea este un moment de maximă bucurie și entuziasm pentru absolvenți, în special pentru absolvenți, dar și pentru părinți și pentru noi cadrele didactice. Și ar fi foarte frumos să fim recunoscători că trăim acest moment. Dar trebuie să ne amintim că acest moment este și unul de meditație, în special pentru absolvenți. Cred că fiecare absolvent și-a pus întrebarea ce voi face de acum înainte, ce ar trebui să fac să fiu împlinit. Eu, în numele departamentului CAICAM, îmi permit să folosesc abrevierea, vă doresc să vă găsiți drumul în viață și mai ales să fiți înțelepți. Așa cum spunea foarte frumos Nicolae Iorga, înțelepciunea vieții e simplă. Fă astfel încât pe unde ai trecut să fie mai bine decât înainte. Mulțumesc și vă doresc mult succes! În continuare, vreau să vă spun că în chimie nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Deci, natură egal chimie. Și îl invit pe reprezentantul Departamentului Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și Naturali, conferențiar dr. Inginer Medeleanu Mihai, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Dragi absolvenți, stimați părinți, dragi colegi, s-a încheiat o etapă. Nu s-a terminat drumul. Drumul continuă, cum dorește fiecare, așa cum bănuiesc că ați făcut și acum 4 ani când ați venit aici, fiecare a dorit să facă ce s-a gândit. Bucuria este mare că ați reușit să parcurgeți cei 4 ani, care n-au fost ușori, dar au fost mult mai ușori decât ceea ce vă va aștepta în continuare. Nu mă gândesc la cei care continuați studiile în etapele ulterioare, ci, cum a mai spus cineva aici, viața reală. Viața reală este mult mai, nu neapărat complicată, mai dură decât ce a fost în facultate. Așa că încercați să memorați permanent ce s-a întâmplat în cei 4 ani de facultate și comparați an de an, de acum încolo, cu ce a fost. Ce să vă mai spun? Să vă doresc succes în tot ceea ce veți face, indiferent de calea pe care o veți urma de acum încolo, să vă bucurați de viață, să vă bucurați în continuare părinții și frații, surorile, prietenii, prietenele, așa cum ați făcut și până acum, să știți că poate ei de multe ori au suferit mai mult ca voi și să ne vedem cu bine peste 10 ani, 20, 30, cât om putea. Mult noroc! Mulțumim, domn profesor! Ceea ce mi-a rămas în minte din discursul dumneavoastră a fost să ne bucurăm și mulțumim pentru aceste vorbe. În continuare, va urma unul dintre cele mai importante momente ale acestei întâlniri. Trecutul este doar începutul unui început.
Și acest moment important va fi ținut de draga noastră, profesor doctor inginer Pode Rodica, și o invităm în scenă în aplauzele voastre. Stimați absolvenți și colegi, stimat auditoriu, când am acceptat să țin cursul festiv, amintirile m-au purtat fără voie către sentimentele care mă încercau la absolvirea facultății, de pe băncile căreia vă desprindeți astăzi și voi, absolvenții seriei 2016. Îmi amintesc că trăiam sentimente contradictorii, părere de rău pentru anii care zburaseră și așteptări confuze despre ceea ce mă aștepta. Două aspecte erau totuși clare. Îmi doream o carieră și independență financiară și să-mi construiesc o familie. Judecând din această perspectivă, am ajuns la concluzia că un subiect care s-ar potrivi conținutului unui curs festiv ar fi legat de identificarea unor jaloane care să vă ghideze către succes în carieră și în plan personal. Prin urmare, astăzi voi încerca să vă transmit cât se poate de succint câteva principii și metode enunțate de specialiști din diverse domenii, psihologie, sociologie, management educațional, leadership, cu privire la succesul în plan profesional și personal, aplicate pe eșantioane largi de persoane și ulterior validate. Nu există pretenția că principiile enunțate constituie cheia succesului absolut. Fiecare persoană are o individualitate proprie și totuși, de ce să nu ne aplecăm puțin asupra celor gândite și scrise și spuse de oameni cu expertiză pe aceste domenii? Așadar, fiecare om are propria lui definiție a succesului. Să ai succes poate însemna să faci un munte de bani sau să ai o familie fericită sau să fii o mare vedetă. Să scrii cărți pe care să le citească toată lumea, să faci o călătorie în jurul lumii, să pui bazele unei organizații umanitare. Dar în toată această diversitate de răspunsuri există un punct comun, semnificația succesului. Cu alte cuvinte, succesul înseamnă să-ți îndeplinești scopul. Deci, ca să ai succes, trebuie întâi să-ți fie foarte clar scopul. Și aici trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi acționăm sub impulsul emoțiilor și abia când lucrurile nu se termină cum am fi dorit, începem să ne întrebăm și uneori nici atunci ce scop am avut. În cartea Succesul în viață, Brian Tracy afirmă că există 7 componente ale succesului ce caracterizează viața și realizările tuturor oamenilor de succes. Conform convingerilor exprimate de el, primul lucru pe care îl aveți de făcut este să vă creați un proiect, o imagine clară a țelului spre care vă îndreptați și cum va arăta acesta atunci când îl veți realiza. Această imagine vă va servi mai apoi drept punct de reper la care să vă raportați pentru a putea evalua progresul pe care îl faceți în procesul de materializare a scopului stabilit. Și acum să trecem în revistă cele 7 componente ale succesului, așa cum sunt definite de Brian Tracy. Prima dintre cele 7 componente, dar și cea mai importantă, este pacea interioară, bunul cel mai de preț al omului. Pacea interioară trebuie să vă fie busola internă. Vă bucurați de pace interioară când trăiți în armonie cu cele mai înalte valori ale voastre și cu cele mai intime convingeri, când aveți un echilibru perfect în viață. Dacă dintr-un motiv sau altul vă compromiteți valorile sau acționați împotriva ghidului vostru interior, pacea sufletească este prima care suferă. Pacea interioară sau armonia este esențială pentru performanța maximă a tuturor grupurilor umane, de la relațiile voastre cu familia și cu prietenii, până la cele de serviciu, cu firmele sau organizațiile în care veți lucra. Și să mai știți două lucruri. Nu vă străduiți să vă organizați viața în jurul ideii de a-i face pe alții fericiți. Acesta poate deveni un nesfârșit exercițiu de frustrări și dezamăgiri, pentru că pur și simplu acest lucru nu e posibil.
În al doilea rând, nu veți putea face fericit pe cineva dacă nu veți fi dumneavoastră înși vă fericiți. Deci nu puteți oferi ceea ce nu aveți. Așa cum spunea odată Abraham Lincoln, nu-i poți ajuta pe săraci devenind unul dintre ei. A doua componentă a succesului o constituie sănătatea și energia, o stare normală și naturală și nu voi insista asupra ei, doar că vă sfătuiesc să aveți grijă de ea. A treia componentă a succesului o constituie relațiile pline de iubire, care reprezintă etalonul în ceea ce privește felul în care vă descurcați cu adevărat ca ființă umană. Sunt relațiile cu oamenii pe care îi iubiți și la care țineți, persoanele care vă iubesc și țin la voi. O calitate esențială a unei persoane normale este abilitatea acesteia de a crea și a menține relații de prietenie pe termen lung cu ceilalți oameni. Esența personalității voastre se dezvăluie prin felul în care comunicați cu ceilalți și prin modul în care ei se înțeleg cu voi. În viață, problemele sunt aproape invariabil probleme cu ceilalți oameni. Problemele cu ceilalți contribuie în mai mare măsură la destabilizarea liniștii interioare și vă subminează sănătatea mai mult decât oricare alt factor. Numai atunci când veți avea control asupra relațiilor voastre și ele se vor desfășura armonios, vă veți putea focaliza gândurile spre autoexprimare și autorealizare care vă permit folosirea potențialului vostru în integralitatea lui. A patra componentă a succesului este libertatea financiară. Banii sunt importanți, ei reprezintă un factor esențial în obținerea primelor trei. Cele mai multe dintre îngrijorările, tensiunile, neliniștile și motivele pentru care ne pierdem pacea interioară sunt determinate de grija pentru bani. Multe dintre problemele de sănătate apar datorită stresului cauzat de lipsa de bani. Multe dintre problemele interumane sunt cauzate de grijile pentru bani și, din păcate, una din principalele cauze de divorț o reprezintă disputele legate de bani. Idealurile și țelurile importante alcătuiesc cea de-a cincea componentă a succesului. Potrivit lui Viktor Frankl, autorul cărții Omul în căutarea unei idei, probabil cea mai adâncă dorință din subconștientul nostru este nevoia de sens și scop în viață. A simți că viața noastră are un sens, că într-un fel ne aducem o contribuție utilă în această lume, un angajament față de ceva mai mare și mai important decât noi înșine, ne poate face fericiți. Puteți fi fericiți doar când vă îndreptați pas cu pas înspre ceva ce este cu adevărat important pentru voi. A șasea componentă a succesului este autocunoașterea și conștiința de sine. Expresia omule, cunoaște-te pe tine însuți vine de la vechii greci. Trebuie să știți cine sunteți și de ce gândiți și simțiți în felul în care o faceți, să înțelegeți forțele și influențele care v-au modelat caracterul încă din fragedă copilărie, să înțelegeți de ce reacționați și răspundeți oamenilor și situațiilor din jurul vostru în modul în care o faceți și atunci veți putea lucra la capacitatea maximă. A șaptea componentă a succesului o constituie împlinirea personală. Aceasta vă dă sentimentul că puteți deveni tot ceea ce vă doriți. Este certitudinea că vă îndreptați spre atingerea potențialului maxim ca ființă umană. Aș dori să vă mai rețin atenția cu încă câteva idei mai pragmatice, aș spune. Din discuțiile recente purtate cu un manager de resurse umane într-o organizație dintr-o companie multinațională, acesta a afirmat că din punctul de vedere al pregătirii absolvenților pe care îi angajează, ei își doresc absolvenți cu un fundament solid, cunoștințe de bază solide, școala cea mai bună fiind aceea în care, așa cum spunea Nicolae Iorga, întâi de toate înveți să înveți. De ce spun asta? Întrucât companiile au grijă să investească în dumneavoastră pentru a dobândi competențe specifice locului de muncă. Și mai este ceva.
Oricât de clișeistic sau de demodat ar suna, meseria se fură, meseria se învață la locul de muncă. Învățați de la oamenii din jurul vostru, obișnuiți-vă să reflectați post-event, să căutați oameni care să vă ajute, să vă găsiți răspunsuri la întrebarea cum să fac altfel încât să fie mai bine pe viitor. Mai e ceva. Trebuie să recunoașteți că sunteți începători în multe domenii, să acceptați naturalețea necunoașterii, prin urmare să vă acordați liniștea de a nu ști, dar să fiți curioși, să nu vă grăbiți, să acceptați că lucrurile nu vin de la sine, să persistați, să cereți ajutorul, să transformați învățarea într-o practică zilnică și într-un companion pe viață. Un prieten față de care merită să fii blând. Ceea ce interesează angajatorii în mod deosebit este latura voastră comportamentală, buna comunicare, capacitatea de adaptare, creativitatea, veșnica provocare, gândirea în perspectivă, gândirea concentrată pe realizare, dorința de dezvoltare profesională, ambiția, empatia. Capacitatea de a reuși în viață nu depinde doar de coeficientul de inteligență, IQ, ci și de coeficientul de inteligență emoțională, EQ, acestea fiind complementare. IQ-ul, potențialul genetic cu care vă nașteți și care se fixează după vârsta de 12 ani, constituie doar un prag care poate doar să vă arate drumul către o anumită carieră sau domeniu. Inteligența emoțională reprezintă aptitudinea de a identifica, evalua și controla propriile emoții, dar și pe cele ale persoanelor din jur. Acest tip de inteligență, care poate fi cultivată și dezvoltată de-a lungul vieții, rezidă din capacitatea de a te cunoaște și înțelege pe tine și de a-i cunoaște și înțelege pe ceilalți. Inteligența emoțională reprezintă îmbinarea abilităților personale cu experiența, adică maturitatea emoțională care îți obține promovarea în cariera aleasă. Dacă veți crea o balanță între IQ și EQ, drumul către un succes în carieră vă va fi deschis. Dragi absolvenți, nu vă scurtați drumul către succes invocând bariere de ordin social, financiar, politic, etc. Acestea au existat dintotdeauna. Nu alegeți plafonarea într-un job în care nu vă regăsiți și nici nu găsiți o scuză în faptul că nu constituie o prioritate într-un moment anume pentru dezvoltarea profesională și personală. Și acum permiteți-mi trei citate asimilabile cu trei sfaturi, așa ca de final. Importantă este acțiunea, nu rezultatul acțiunii. Trebuie să faci mereu ceea ce este bine. S-ar putea să nu-ți stea în putință, s-ar putea să nu se întâmple de-a lungul vieții tale ca rezultatul așteptat să apară. Asta nu înseamnă că te oprești din a face ceea ce este bine. S-ar putea să nu știi niciodată ce rezultate se vor obține din acțiunile tale, dar dacă nu faci nimic cu certitudine, nu vei obține niciun rezultat. Mahatma Gandhi. Oamenii care îi învinuiesc pe alții pentru eșec nu vor ști niciodată să înfrunte un eșec, deoarece nu au făcut-o niciodată. Seth Godin. Și în sfârșit, fiecare este un geniu. Dar dacă tu judeci un pește în funcție de abilitatea lui de a se cățăra într-un copac, vei trăi întreaga viață crezând că acesta este prost. Einstein. Sănătate și succes în viață, dragi absolvenți! La revedere în 2026! Vă mulțumim din suflet pentru aceste cuvinte și, după cum spunea doamna profesoară, importantă este acțiunea. Așa că acțiunea următoare este să vă invit să o aplaudăm încă o dată pe doamna profesoară. Și să-i mulțumim din suflet deoarece ne-a ținut ultimul nostru curs, cel festiv. Patru ani de momente speciale pe care dorim să le împărtășim cu voi.
De aceea, în minutele următoare, doresc să vizionăm împreună un filmuleț, nu cu poze, ci cu amintiri și momente speciale pentru noi, studenții anului 4. Waiting night, champagne and wine, daddy's rich, mama's fine. Your drunken face, we fly so high. Let's sail away to paradise. I would do it all again. La 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 la. Don't ring and ride, lock behind the door. Need you by my side. Let's eat the cake for your troubled mind. Build up the wall between the lines. Acestea au fost doar câteva clipe pe care, frumoase pe care le-am avut în acești 4 ani și acum, după ce ați văzut un pic din aceste clipe, haideți să vedem ce părere au dragele noastre colege și o să le invit pe rând să spună discursul lor, dar înainte aș vrea să vă spun un citat. Mintea nu e un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreținut. Iar colega noastră, Mândruleanu Alina, a avut întotdeauna cel mai intens foc al minții și vă rog să o aplaudați deoarece este șefa noastră de promoție cu media cea mai mare. Doamna Mocanu, vă invităm să îi dați și diploma, care este surpriză și nu știe de ea. Și mai apoi o să ascultăm discursul ei pentru noi. Încă o dată, aplaudați-o, pentru că merită. Mulțumesc în primul rând pentru surpriza făcută, nu mă așteptam. În rest, vreau să încep inițial acest discurs prin a mulțumi tuturor prezenți în sală, stimaților noștri profesori, dragilor noștri părinți și prieteni, colegilor noștri care au fost și sunt aici de față și să ne susțină. Aceasta este o zi foarte importantă pentru fiecare dintre noi. S-a încheiat o nouă etapă din viața noastră,
Am reușit să trecem cu bine și peste această etapă și sperăm că vor urma zile la fel de bune ca și până acum. În primul rând, aș dori să mulțumesc părinților noștri că sunt aici alături de noi, majoritatea dintre ei, și familiilor noastre, frați, surori și alte rude. Ei au încercat să ne susțină în toate felurile posibile, financiar, moral, toate felurile în care au putut ei în acești 4 ani și nu numai, și desigur și în continuare. Mulți dintre ei au străbătut un drum foarte lung pentru a veni astăzi aici alături de voi și sper să se bucure, sunt fericiți că vă văd, ați reușit să terminați și facultatea, urmează să vă găsiți loc de muncă, câștigați și voi banii voștri. Așa, și familia, în rest, mă gândesc că v-a susținut chiar dacă a fost departe. Nu cred că le-a fost deloc ușor părinților să știe că ați plecat de acasă și că sunteți aici, în oraș, într-o cameră de cămin, cu mâncare de la cantină sau de la alte fast food-uri. Dar totuși au văzut că a fost bine, ați supraviețuit și vă descurcați și mai departe. Unii ați învățat să și gătiți, așa că... Apoi aș vrea să le mulțumesc foarte frumos și eu și toți colegii mei, profesorilor noștri. Ei au reușit mai cu greu în acești 4 ani să ne învețe tot ceea ce trebuie să știm pentru meseria noastră, că noi am înțeles mai greu, asta e partea a doua. Ei au făcut tot posibilul. Dar și să ne descurcăm mai departe în viață. Deci mulți dintre ei, majoritatea, ne-ați dat sfaturi esențiale și o să ne ajute 100% și pe viitor. Eu și colegii mei suntem foarte recunoscători de răbdarea de care ați dat dovadă în relația cu noi și mă bucur că am reușit să ne înțelegem atât de bine în acești ani. N-au fost dispute majore și am reușit să facem față cu bine. Apoi aș dori să mulțumesc în mod special conducerii facultății, domnului decan, doamnei prodecan, precum și doamnelor de la secretariat, doamnei Mocanu și celorlalte doamne secretare, precum și ligii studenților. Sunt și câțiva foști reprezentanți de aici prin sală. Ei au reușit să ne ajute întotdeauna când am avut dificultăți. Am reușit să trecem cu bine peste ele datorită lor. Vă mulțumim pentru acest lucru și rămânem datori. De asemenea, vreau să vă mulțumesc vouă, colegilor mei. Ați avut unul dintre cele mai importante roluri în acești 4 ani. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Facultatea a devenit pentru mine ca o a doua casă. Pe voi v-am văzut în fiecare zi, cel mai des. Am mers mulți dintre noi la toate cursurile împreună. Am stat frumos și după aia la cafele și așa mai departe. Îmi pare foarte rău că de la toamnă mulți dintre voi nu vor mai fi în oraș. Și nu vom mai fi colegi, nu ne vom mai vedea în fiecare zi, dar eu sper totuși că unii dintre voi veți mai continua studiile cu un master și ne vom mai putea vedea. Și restul, sper că veți lucra prin oraș sau dacă nu, măcar să veniți în vizită și sau să păstrăm legătura pe Facebook, pe alte rețele de socializare, măcar să mai vedem câte o poză din când în când. De asemenea, vreau să le mulțumesc prietenilor și cunoscuților care, deși au studiat alte domenii, au înțeles că facultatea noastră nu a fost chiar atât de ușoară. Ei ne-au susținut, ne-au lăsat în sesiune în pace să învățăm, au înțeles că nu putem să mergem în oraș de fiecare dată când a fost nevoie. Și sunt mulți dintre ei aici alături de noi să ne vadă în această zi. Am terminat cu bine totul. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor. Apreciem și eu și colegii mei tot ajutorul, toată susținerea de care am avut parte în acești 4 ani și sperăm să avem parte de ea și în continuare și să ne descurcăm toții foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumim, Alina, și dacă prima dată ați aplaudat-o pentru discurs, acum o să o aplaudăm încă o dată, deoarece este șefa noastră de an. De promoție. Felicitări, felicitări. Se spune că e nevoie de un singur minut pentru a remarca o persoană deosebită. Și o persoană deosebită este reprezentanta secției anorganică, Raluca Spătăcean, pe care o invit să ne spună câteva cuvinte. Stimați
stimați profesori, părinți, colegi, distinși invitați. Mă bucur să vă văd aici alături de noi pentru a sărbători acest eveniment deosebit și important pentru noi toți, în special pentru noi studenții. Este clipa pe care toți am așteptat-o timp de 4 ani de zile. În cei 4 ani de studiu am muncit cot la cot alături de profesorii noștri care ne-au îndrumat pașii și care ne-au fost alături atât ca dascăl cât și ca prieteni. Am învățat nu doar cărți, dar și ce înseamnă viața, așa că mulțumită experienței din facultate, pășim în viață cu pași mai siguri. În numele colegilor mei vreau să le mulțumesc părinților noștri care ne-au îndrumat pașii pe această cale și ne-au susținut în anii de facultate, care au făcut sacrificii pentru ca noi să ne aflăm astăzi aici. Ei sunt cei care astăzi merită aplauze, căci ne-au fost alături în toate momentele noastre importante, inclusiv astăzi. Profesorilor noștri le mulțumim pentru că ne-au oferit ocazia să descoperim lucruri noi, care ne vor folosi în activitatea ce urmează, pentru că au transformat relația ligidă student-profesor într-una de comunicare deschisă și amicală, pentru că ne-au format ca oameni înainte de toate. Nu în ultimul rând le mulțumesc colegilor mei, alături de care am trăit și bune și rele distracții, sesiuni și drame personale și cu care am reușit să leg prietenii ce sunt convinsă că vor rezista în timp. Astăzi este un moment de sfârșit și întotdeauna și totodată un nou început, o nouă viață ne așteaptă. Este momentul când cele acumulate pe băncile facultății vor fi puse în practică și vor legitima valoarea câștigată aici. Noi avem astăzi nu numai pregătirea necesară unor buni specialiști, ci și capacitatea de a reuși în viață. Cu siguranță, după numeroasele examene prin care am trecut și experiența căpătată în anii de facultate, suntem pregătiți să facem față obstacolelor care ne vor aștepta de acum înainte. Dragi colegi, vă urez succes la licență și cred că după acest ultim salt vom intra cu drepturi depline în tagma chimiștilor și ne vom putea bucura de toate lucrurile minunate pe care, cu siguranță, viața ni le-a pregătit. Vă mulțumesc și baftă tuturor! Îți mulțumim și noi foarte mult, Raluca, pentru acest discurs frumos și încă o dată vă invit să o aplaudați. Colegii mei știu și s-au întrebat, cred că din momentul de când au auzit de monedă, și așa că, dragi colegi, dragi invitați, stimați profesori, vă rog frumos toată lumea să scoată o monedă. Când o să văd monedele, așa. Bun. Monezile simbolizează valoare. La fel sunteți și voi, noi toți din această sală. Suntem foarte valoroși. După cum vedeți, moneda are două fețe. Banul și stema. Banul simbolizează nu numai înțelepciunea, ci simbolizează și încăpățânarea. Da, ați auzit bine. Sfatul meu pentru voi, dragi colegi, este să fiți încăpățânați. Foarte încăpățânați și niciodată să nu vă dați bătuți. Ați auzit voi vreodată un tânăr să spună că vrea să ajungă un necunoscut sau că vrea să nu aibă bani? Din contră, noi toți spunem că vrem să ajungem directori, vrem să ajungem șefi ai companiile noastre. Acestea sunt gânduri ale tinerilor și voi ceilalți din sală nu vă speriați. Că dacă în sufletul vostru rămâneți mereu tineri și voi veți gândi la fel ca și noi. De asemenea, vă încurajez să fiți încăpățânați. De ce? Pentru că o să vă spun următoarea poveste. Cine a auzit de sucul 7-Up? Cine a băut 7-Up? Vreau să vă spun o poveste adevărată. Exact în realizarea acestui suc, prima dată i-a venit ideea unui tânăr și a început cu 3 up. Nu i-a reușit. A continuat cu 4 up, 5 up, 6 up și la 6 up a renunțat. Iar nu după foarte mult timp, altcineva a venit cu ideea să lanseze un nou suc, 7 up, 7 up, căci dintre voi ați spus că au băut. Mâna sus! Deci, primul tânăr care a renunțat pentru că nu a fost suficient de încăpățânat. Așa că moneda
fața care simbolizează banul să simbolizeze întotdeauna încăpățânarea voastră cu care să mergeți mai departe pentru a obține tot ceea ce vă doriți în viață. Însă, moneda mai are o față, adică stema. Iar stema simbolizează puterea de a pune oamenii din jurul vostru mai presus decât pe voi. Țineți minte că pentru a ajunge la succes, trebuie să-i ajutați înainte pe ceilalți de lângă voi să ajungă. Și din nou o să vă spun o povestioară cu un domn foarte bogat care avea multe afaceri, însă domnul acesta era și tată. Iar băiatul lui a venit într-o zi la el cu o hartă a lumii în mână și i-a spus: tată, ce țară e aici? Tată, aici ce țară este? Tatăl, dându-și seama că întrebările ar putea continua o veșnicie, a luat harta lumii, a făcut-o bucățele și a spus: în momentul în care tu îmi vei lipi toată harta lumii și vei veni cu ea întreagă la mine, atunci îți răspund la întrebări. Copilul a plecat și s-a întors după un scurt timp cu harta lumii lipită. Și tatălui nu i-a venit să creadă și a întrebat: cum ai reușit să faci asta? Iar copilul a spus: pe spatele hărții lumii era desenat chipul unui om. Mai întâi am refăcut omul, iar harta lumii s-a refăcut singură. La fel vă sfătuiesc să faceți și pe voi. Să nu uitați că este foarte important să aveți partea de a fi încăpățânați, însă este foarte important să vă gândiți la oamenii din jurul vostru și să puneți omul în prim plan. Iar acum, dacă tot aveți scoase monezile, hai să le vedem. Hai să vedem fiecare ce parte primează la el. Să aruncăm să vedem. Pentru cei pentru care banul a ieșit banul, aceia sunt sigură că vor reuși în viață și vor fi suficient de încăpățânați. Însă, să nu uite de cei din jurul lor, pentru că o față nu poate să meargă fără cealaltă. Iar pentru cei la care v-a ieșit stema, voi sunt sigură că sunteți oamenii care vă gândiți întotdeauna la cei din jurul vostru. Însă nu uitați totuși să fiți și încăpățânați și să vă atingeți și propriile voastre planuri. În final, îmi doresc pentru voi, dragi colegi, părinți, profesori și toți invitații din sala aceasta, să fiți în orice acțiune a vieții voastre monede valoroase. Mulțumesc! Cel mai mare lucru pe care îl poți face pentru un prieten nu este să-i dai din bogățiile tale, ci să-i le scoți la iveală pe cele care sunt ascunse în el însuși. Așa că, în următorul moment, colega mea Alexandra Ungureanu și colegul meu Jugaru Ionuț vor face predarea cheii simbolic colegelor mele din anul mai mic, adică la anul 3, Lazar Gianina și Simo Ghizela. Vă invit să urmărim aceste secvențe speciale. Încă un rând de aplauze pentru colegii noștri din anul 4 și dragele noastre colege din anul 3. Acum, chiar că a sosit cel mai important moment al acestei întâlniri, o invit în scenă pe doamna secretar șef Mocanu Mariana, pe domnul Mircea Dan și pe doamna Muntean Cornelia. Iar în momentul următor se va face strigarea catalogului, dar nu înainte de să aplaudați cât puteți voi de tare. Dragi absolvenți, vă felicităm și noi, personalul nedidactic al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului,
și sunt convinsă că astăzi prezența atinge spre 100%. Începem cu specializarea chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, BOT Amalia Maria. Corodeanu Roxana Iuliana. Crăciun Darius Marius. Dan Alexandra Maria. Dobran Georgiana Grațiana. Dumbravă Răzvan Petre. Dumitru Ioana Raluca. Gruia Florica. Hera Iasmina Ionela. Clihor Călin Constantin. Iovanica Madalina Ana. Ivanovic Madalina Gabriela. Juveloiu Claudia. Matei Madalina Mirela. Muscoi Mândruleanu Alina Mihaela. Nastase Vlad Eugen. Panțâr Vasilica Georgiana. Popa David. Popescu Adina. Roșca Ileana. Siminiciuc Laura. Spiridon Adelina Mihaela. Terheș Flavius Lucian. Țigănescu Maria. Țărău Ana Maria. Ingineria și protecția mediului în industrie. Abrudean Adelina Daniela. Amândiței Vasile Alin. Antonia Ancuța. Ardean Cristina Teodora. Bălan Alexandru. Baloșin Claudiu Alexandru. Bordianu Cosmin Ștefan. Bublea Nelly Camelia. Băloi Cristina Vasilica. Cașotă Georgiana. Cazacu Cristina Gabriela. Chircu Mioara Raluca. Ciontu Laura Maria. Povlea Victor Alexandru. Cucu Alexandru. Cuțitoi Elvis Viorel. Dijmărescu Elena Loredana. Diniș Diana Eva. Duică Oana Mihaela.
Ene Sidonia. Fierăscu Marius Ionuț. Gașpăr Laura Nicoleta. Grad Oana Alexandra. Harvat Sara. Jugaru Ionuț Robert. Lascu Damaris. Lupu Dana Alexandra. Lăpădat Georgiana Marinela. Mariș Ioan Bogdan. Matei Camelia Anemona Elvira. Miha Vlad. Mihaila Raluca Cosmina. Murărescu Remus. Măgurean Nicoleta Ramona. Negrea Sorina Claudia. Opriș Gabriel Sorin. Paraschivu Corina. Pascu Ioan Bogdan. Petre Diana Gabriela. Petrovici Ian Darie. Ion Rogojanu Laura Alexandra. Rotaru Alina Cornelia. Semenescu Cosmin Gabriel. Spătariu Bogdan Cosmin. Țăpârdea Adela Dorinela. Vaida Melinda. Bartopian Violeta. Vasiu Alexandru Marius. Vițelariu Adelina Ionela. Zorza Daniel. Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului, Crețu Ancuța Mihaela. Deaconescu Elena Daniela. Delinescu Voinel Gabriel. Larionesi Anca Maria. Maghiar Endre Nandor. Mani Camelia Mihaela. Mati Paul. Muntean Adelina Andreea. Orelt Cristina. Procopiuc Gabriela. Raicu Laura Liliana. Rusu Florina Iuliana. Smolinski Roxana Emma. Spirache Maria Angela. Spătăcean Raluca Maria. Ungureanu Alexandra Elena. That's
Mulțumim încă o dată doamnei Mocanu, doamnei Cornelia Muntean și domnului Mircea Dan. Aplauze! Felicitări vouă, aplauze pentru toate cele trei secțiile. Și voi, secțiile, aplaudați-vă între voi, așa. Wow, bravo, așa. Și acum o să vă invit să mai urmărim încă un filmuleț, de data aceasta cu un mesaj care este pentru toți cei din sală, dar în special pentru voi. I'm here to plant a seed today. A seed that will inspire you to move forward in life with enthusiastic hearts and a clear sense of wholeness. The question is, will that seed have a chance to take root? You are the vanguard of knowledge and consciousness, a new wave in a vast ocean of possibilities. On the other side of that door, there's a world starving for new ideas, new leadership. You can spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future, but all there will ever be is what's happening here and the decisions we make in this moment, which are based in either love or fear. So many of us choose our path out of fear disguised as practicality. What we really want seems impossibly out of reach and ridiculous to expect, so we never dare to ask the universe for it. I'm saying, I'm the proof that you can ask the universe for it. How will you serve the world? What do they need that your talent can provide? That's all you have to figure out. As someone who's done what you're about to go and do, I can tell you from experience, the effect you have on others is the most valuable currency there is. Because everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. You already know who you are. And that piece that we're after lies somewhere beyond personality, beyond the perception of others, beyond invention and disguise, even beyond effort itself. You can join the game, fight the wars, play with form all you want, but to find real peace, you have to let the armor go. Your need for acceptance can make you invisible in this world. Don't let anything stand in the way of the light that shines through this form. Risk being seen. It's about picking up the light and daring to be seen. Here's the tricky part. Everyone is attracted to the light. Even those who are closest to you and most in love with you, the people you love most in the world, will find clarity confronting at times. Because ultimately, we're not the avatars we create. We are not the pictures on the film stock. We are the light that shines through. All else is just smoke and mirrors, distracting, but not truly compelling. I've often said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Like many of you, I was concerned about going out into the world and doing something bigger than myself. Until someone smarter than myself made me realize that there is nothing bigger than myself. My soul is not contained within the limits of my body. My body is contained within the limitlessness of my soul. As that shift happens in you, you won't be feeling the world, you'll be felt by it. You'll be embraced by it. Now I'm always at the beginning. I have a reset button, and I ride that button constantly. Once that button is functioning in your life, there's no story that the mind could create that will be as compelling. The imagination is always manufacturing scenarios, both good and bad, and the ego tries to keep you trapped in the multiplex of the mind. Our eyes are not viewers, they're also projectors that are running a second story over the picture that we see in front of us all the time. Fear is writing that script, and the working title is, I'll never be enough. And if you listen to it, there will always be someone who's doing better than you. No matter what you gain, ego will not let you rest. It will tell you that you cannot stop until you've left an indelible mark on the earth, until you've achieved immortality. How tricky is this ego that it would tempt us with the promise of something we already possess? As far as I can tell, it's just about
letting the universe know what you want and working toward it while letting go of how it comes to pass. Your job is not to figure out how it's going to happen for you, but to open the door in your head. And when the door opens in real life, just walk through it. And don't worry if you miss your cue, because there's always doors opening. They keep opening. And when I say life doesn't happen to you, it happens for you, I really don't know if that's true. I'm just making a conscious choice to perceive challenges as something beneficial so that I can deal with them in the most productive way. You'll come up with your own style. That's part of the fun. Oh, and why not take a chance on faith as well? Not religion, but faith. Not hope, but faith. You are ready and able to do beautiful things in this world. And after you walk through those doors today, you will only ever have two choices, love or fear. Choose love, and don't ever let fear turn you against your playful heart. Acest mesaj sper să vă conducă odată ce ieșiți din această încăpere, însă nu vă grăbiți că nu ieșim încă. O să ascultăm cel mai important a fost imnul universității, dar la fel de important este și Gaudeamusul, așa că vă invit să vă ridicați în picioare. Încă o dată dorim să mulțumim domnilor profesori, dragilor noștri părinți și prieteni și înainte de să predau cuvântul colegei mele și apoi Cosminei, vreau să le mulțumim din suflet celor de la Master Millennium pentru că ne-au ajutat să organizăm un curs festiv frumos și să le dăm și lor o rundă de aplauze. Să terminăm această importantă zi fără a-i mulțumi cele mai importante colegia noastră care s-a ocupat de noi încă din anul întâi și a fost cea mai bună organizatoare, cea mai bună, cum să zic, rezolvatoare de probleme și fără de ea nu s-ar fi putut fi posibile niciunul dintre evenimentele astea și nici banchetă de săptămâna viitoare. Mulțumim mult, Sara, și să știi că te iubim! Laura, și eu îți mulțumesc din suflet! Chiar mi-ai făcut o surpriză! Foarte plăcută!